Spui ceva, te rog. Oamenii în general? Oamenii în general trebuie să știe că de multe ori mărunțișul pe care îl ia de la magazin ca rest, să nu-l arunce niciodată. Și e bine să nu-l cheltuie și să-l pună, mai spuneam noi, într-un borcanel acolo în bucătărie. Aia sunt banii care vor aduce bani întotdeauna. Dar știi că e foarte greu, că am făcut și eu asta de vreo câteva ori. Am luat mărunțeia și când adun fiecare 10 bani și 50 de bani și se uită lumea la tine... De multe ori ți-e rușine să iei, exact, stai lăsită că ești Dana Greco, că dacă ai fi... Nu că, da, știi cum este, că omul ți pune și mai lângă el, adică nici măcar nu ți mai dă către tine, îi pune lângă el, că oricum știe că nu-i ei, că toată lumea îi lasă, toată lumea îi lasă, asta e nebunia. Și am zis, băi, dacă mi-a zis Lidia că trebuie să iau, trebuie să iau. De-aia magazinul lui îi merge bine. Și am zis, fac așa, zic, las așa, dacă îmi dă rest, dacă îmi dă o hârtie de un leu, las hârtia de un leu acolo și iau mărunții. Nici aia nu, nici aia nu trebuie lăsată. Nu, da. Am zis că fac o șmechere.